Am eliminat expresia în mod repetat, astfel încât sancțiunea să fie aplicabilă atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public în mod ilegal. Vreau să fac mențiunea că acest act normativ nu este îndreptat împotriva nimănui, împotriva niciunei activități economice, ci din contră ne dorim să reglementăm și să punem stop și capăt pirateriei din domeniul transporturilor, ceea ce patronatul din transporturi ne-a solicitat de foarte mult timp. Vă confirm că în ultimele zile am avut discuții și nu puține cu reprezentanții platformelor de ride sharing și de asemenea până la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe vom emite un alt act normativ astfel încât și activitatea de ride sharing să fie reglementată. Ultima discuție pe care am avut-o a fost alaltăieri. S-a constituit un grup de lucru alături de colegii noștri de la Ministerul Transporturilor și vă confirm că în maxim 2 săptămâni, maxim 3, așa cum evaluăm, vom avea și un act normativ care să reglementeze și activitatea de ride sharing. Toate aceste informații le-am schimbat și cu colegii noștri de la transporturi și acest lucru vă pot confirma și cei din activitatea de ride sharing. Repet, nu este un act normativ îndreptat împotriva niciunei activități economice și chiar din contră, cei din ride sharing ne-au solicitat să reglementăm această activitate și tocmai acest lucru vi-l pot confirma că o vom face în perioada imediat următoare. Suplimentar în acel proiect de ordonanță mai era prelungirea licențelor de transport pe o perioadă de 4 ani, datorită observațiilor pe care le-am primit de la Ministerul Justiției că această prelungire trebuia făcută de către autoritățile locale în primă fază printr-un ordin de ministru emis în decembrie 2018, ordinul de ministru fiind anulat în instanță. Această prelungire se va face prin ordin de ministru, un ordin pe care deja l-am pus pe transparență, îl voi semna în perioada imediat următoare pentru a nu exista niciun fel de probleme pe transportul intrajudețean.